seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Acum câteva luni, în familia lui Mihail Grecu din Abaclia, s-a întâmplat o mare nenorocire. Feciorul său de 33 de ani a murit după ce a căzut de la balconul vecinei sale. Nora mi-a sunat la fără vreo 10-5 dimineață, mi-a sunat că Victor se află la urgență. Și noi ne-am dus la urgență și acolo că starea extrem de gravă, bolnavă. După 4 zile de comă, Victor Grecu a murit. Când la mormântare, apoi era ochiul drept, era vânăt. Știam acolo cum ne-au smed și erau format partea stângă coastele. Mihail spune că, după moartea fiului său, polițiștii nu se grăbeau să investigheze cazul. Atunci bărbatul a pornit în căutarea adevărului. Cum și adevărul, noi vrem adevărul, să aflăm adevărul, să știm ce s-a întâmplat. Astfel, Mihail povestește că a găsit imagini video care ar demonstra că fiul său a fost împins de la balcon. Când nu era cineva pe acoperiș. Bărbatul zice că a mers cu dovezile video la poliție, doar că acolo i s-ar fi spus că nici asta nu e un temei pentru a investiga cazul. Tot am fost, el ne întreba și i-am dat și înregistrări video, noi le-am dat tăti și unde la o cameră și la orașul meu protejat. Tăti înregistrările noi le-am dus la poliție, nu poliția să ne dea noi. Mihail crede că inacțiunea polițiștilor are o cauză. Stăpâna apartamentului în care s-a întâmplat nenorocirea este fiica unei judecătoare din Chișinău. Precis că știi ceva și-a fost acolo. Altcineva nu poate fi. Dacă e acolo, era, dacă îi făcea cafea și astea, eu văzut ce s-a întâmplat acolo. Ce-l face pe Mihail Grecu să creadă că fiul lui a fost împins în gol? Ce este în imaginele video descoperite de bărbat? Ce spune fiica judecătoarei despre nenorocire? Și cum ar fi implicată ea în acest caz? Aflați astăzi! Mihail Grecu nici pentru o secundă nu acceptă că fiul său a căzut în gol din pură întâmplare. Bărbatul este convins că, înainte de tragedie, băiatul lui ar fi avut un conflict cu cineva. Astăzi Mihail a venit în platoul nostru să ne povestească tot ce a descoperit după moartea lui Victor. Să-l întâmpinăm! Bună seara! Domnule Mihail, bună seara! Vă rog să luați loc aici. Condoleanțele noastre, în primul rând. Mulțumesc. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, când v-ați văzut băiatul după tragedie? Ați fost la spital? Da, la spital n-am putut să-l vedem. Nu ați putut. Era în comă. Nici n-ați reușit să vorbiți cu el? Nu a mai zis nimic. Dar ce spuneau medicii? În ce stare, în general, a ajuns el la spital? Extrem de gravă. Capul era lovit la cap tare. Și avea rupturi coastele din partea stângă, de la prima la 12. Eu am înțeles că despre nenorocire v-a anunțat nora dumneavoastră. Da. Dar pe ea cine a anunțat-o? Cătălina. Să ne spuneți cine vecina, este Cătălina. Vecina lor. De unde a căzut el. Chiar ea din apartament. Și ala de unde... Domnule Mihail, spuneți-mi, vă rog, ce vă aduceți aminte despre ultima discuție a dumneavoastră cu feciorul? Când s-a întâmplat ea și despre ce ați discutat? Ultima discuție când a fost la noi cu o săptămână, sâmbătă. Tocmai cu o săptămână înainte? Înainte, da. La telefon, am discutat miercuri la telefon. Haideți să vedem ce ne-ați povestit despre băiatul dumneavoastră și cum a fost viața lui. Atenție! Victor Grecu avea 33 de ani. În 2016, el și-a întemeiat o familie. Împreună cu soția sa, are un băiețel și urmau să devină părinți pentru a doua oară. Nepotul are 3 ani și ori de amă. Nepot. Și amul trebuie să nască în ianuarie, măi așa. Foarte bine sunt pe acasă. Nu i-am auzit niciodată, cert. Familia locuia într-un apartament pe care îl închiria de 9 ani. Tinerii aveau un plan să plece din țară. Sâmbătă a fost la mine și nora luni a zburat la Italia. Că ei trebuie să plece la Italia. Eu mai fost da, acolo la Italia, dar acolo e mama la nora, de-amă, și surorile, tăi, rudele sunt acolo. Din spusele apropiaților, Victor era muncitor și câștiga suficienți bani pentru a-și întreține familia.
el avea rută, marșut la Anglia, duce a lui mașina, ruta lui, duce coleți și pasageri la Anglia. Și el l-a întrebat pe dânsul și șofă cu, și cu bine și el ne-a zis că a pus un om care să lucreze, îi dă salariu și el se duce la Italia. Ca să înțeleg, în momentul tragediei, nora dumneavoastră era plecată deja? Era plecată, da. Cu copilul? Cu deci, copilul, da. Victor era... rămăsese aici singur? Victor rămăsesc, el aștepta permisul românesc să-l facă, odată să-l schimbe și aștepta și trebuie de a-l primis și luni sau duminic să pleci la Italia și el. Ce a făcut el în ziua aceea când s-a întâmplat tragedia, știți? Eu în ziua aceea n-am vorbit cu dânsul, nu știu ce, dar am din spusuri la băieți. Eu am fost la saună cu colegii, cu prietenii, cu mătri acolo, am fost la saună și s-o... Așa. Și așa cum ne-au băieții, el a rămas că ei de-amu trebuie să dăie apartament și au rămas să o înțeles acolo la hotel așa la saună să doarmă acolo. Și te-s băieți sus pe acasă și el a rămas acolo. Și după asta, l-a sunat cineva, l-a scris, nu pot să vă spun ce a fost acolo, el a venit acasă. Și am venit acasă și de-am ce am văzut pe la înregistrarea video pe cameră, cum el parchează mașina în parcarea subterană, iese din parcare. Dumneavoastră, eu știu că atunci când ați pornit propria anchetă, primul lucru cu care ați făcut, ați adunat video. Imaginele de la toate camerele de supraveghere din zonă. Imediat o să rog regia să ne arate o înregistrare atunci când băiatul dumneavoastră intră în scara blocului. În scara blocului. Haideți să o vedem, da. Și dumneavoastră să o comentați dacă da. Puteți, pentru că am o întrebare. Rog, regie. Deci dumneavoastră, domnule Mihail, confirmați, da? Că este băiatul dumneavoastră, da? Da, da, da. Observați ceva neobișnuit la el? Poate în felul lui no. de... mi se pare că un pic se clatină, așa, nu? Așa el a mers, el n-a... Așa e el la mers da, sau da, ca după saună, nu știu, dacă ziceți că a fost la un chef, putea știu, să fie băut un pic? La saună acolo. Nu spun că n-aș servi, dar nu-i Medici au găsit alcool în sângele lui? După... Nu, alcool nu au găsit. N-au găsit alcool? Așa în expertiza medico-legală, dar și scrie acolo că eu nu sunt de acord cu expertiza medico-legală. Componente de medicament, 7 componente au găsit în ficat și în astea, dar el nu folosă pastile, nu folosă deloc pastile. Nu vă gândiți că puteau să fie, scuzați-mă vă rog, dar trebuie să vă întreb, că puteau să fie droguri? Nu, droguri nu au găsit. Domnule Mihail, eu vreau să vă întreb, iată, după aceste imagini, ce a făcut fiul dumneavoastră? Ați aflat? Eu nu, ia ca după asta, și noi și-am văzut la înregistrarea video, după asta, știu, o oră, 17 minute, el a căzut jos. De unde a căzut el? De la de acoperișul la cazangerii, magazinul... Dar de unde a căzut Nora, el? Nora ne-a spus că el s-a dus la vecină să ceară o pastilă, că îl dure capul. Și vecina spune că ei făcea cafea și el fuma la balcon. Și a căzut jos. Eu deodată m-am gândit că el a căzut de la balcon jos acolo. Dar acolo unii, la balconul și ala, e cât e înălțimea în cameră, atât ai și pe acoperiș. Unii caz. Nu caz mai înalt înălțimea, că atâta cât e. Deci, practic, ce înălțime era? E până la metru, un metru așa cât e, la balcon, la fiecare balcon așa. Și acolo de-am acoperișul la magazin. Și apoi de unde de acolo, de la balcon, apoi el... O 5 metri până la margină. Marginea acoperișului, el a căzut. Dar acolo noi am luat înregistrare video care la salonul de frumusețe și acolo se vede umbre și al puțin două umbre se văd pe acoperiș. Noi o să vedem aceste imagini mai târziu. Domnule Mihail, eu vreau să vă rog acum să ne spuneți eu știu că categoric respingeți versiunea că putea să fie pur și simplu categoric, asta o cădere în gol nu, întâmplătoare. Nu. Ce vă face să credeți asta? Iată, doar acele imagini video sau
Dar eu nu, mă, nu, când așa scad, el nu se poate, nici de cum. El era, da, toate este, nici chiar când s-o luat. Noi am fost la spital, am venit la fața locului acolo, ne-a uitat, am luat video înregistrările astea. Poliția deloc nu a lucrat. Poliția nu a luat, măcar în primul rând trebuie să iei, deodată în prima zi să iei telefoanele la... Și mi s-a sunat unul, chiar și al lui Cătălin, așa, ei, așa lui, să vadă și s-a sunat, cum s-a sunat, cum a ajuns el acolo. Că el acasă la dânsul. Dar dumneavoastră presupuneți că anume această fată tânără, Cătălina, de pe balconul căreia el a căzut, ar cunoaște ceva sau chiar el ar fi cunoaște vinovată? Tot. Asta e numai decât cunoaște, că de la dânsa, din cameră, a ieșit și la balcon și... Și cătat pe acoperiș. Polițistul îmi spune că aici se fumează. Toată lumea fumează la balcon, dar el trebuie să iasă pe acoperiș să fumeze. Cum a ajuns el pe acoperiș? Noi în curând o să vedem secvența video despre care ne-ați povestit, că vedeți acolo niște umbre din momentul căderii, așa am înțeles, căderii lui Victor. Dar mai întâi haideți să vedem locul unde s-a întâmplat tragedia. Am fost împreună cu dumneavoastră acolo. Să vă vedem. Aici e cu capul în jos. El a căzut pe rețelul și alăia, s-a ridicat, s-a pornit înspre umbră și pe urmă a fost ori lovit, ori împins și a căzut jos. Acolo se arată în înălțime la balcon până la acoperiș. El chiar scaz, nu poți să te traumezi așa de tare, să te... E prea mică distanța asta, vreți să spuneți? Înălțimea e mică acolo, să te... Dar, domnule Mihail, ca să înțeleg, dumneavoastră vreți să spuneți că el a căzut practic de două ori? Mai întâi pe acoperiș și apoi... Aici ori o sărit de la balcon, când el nu putea să ieși așa... El de acolo, când el, ori a fost lovit în cap întâi și pe urmă. După asta, nu știu, ați văzut video acolo cum este, cum el cade și de urmă cade ciorapul. Nu știu, după mine personal, ne uităm după imagine cum el intră în scara blocului, chiar și să zicem că un pic poate este servit, dar dacă zice domnul că nu avea alcool, nu este un om care să dă dovadă, nu știu, după comportament. Mă uit, eu nu îl văd un om agitat. Un om care se urcă pe scări chiar foarte vesel. Dacă observăm cum apucă el balustrada, el o apuc plăcut, el efectiv urcă scările. Deci eu n-aș vedea. Dar ce ține de celelalte imagini deja, care vedem, presupunem că de două ori de la, deja pe un acoperiș și după care jos, chiar aici apar multe semne de întrebare. Nu, să ne uităm încă o dată și vedem. El practic urcă scările, un om care, uitați-vă, se simte efectiv în apele lui, merge liber, este ok. Eu nu aș vedea în comportamentul lui ceva straniu. Mai departe, deja urmează să ne mai expunem. Cât ține de, da, mică paranteză, nu știu, s-au găsit medicamentele astea. Vedeți că și expertiza medico-legală a fost făcută după 4 zile de intubare a persoanei. Și poate fi rezultatul acestor medicamente care s-au găsit în ficat. Și alcoolul... După 4 zile, obtut deja să nu mai existe. Deci putem să luăm și versiunea asta. Dar asta nu înseamnă că până la moment se vede ceva ilegal în ceea ce constatăm. Eu mă gândesc, sunt două momente. Primul este atunci când o persoană decide să săvârșească un act de suicid. El a decis în interior, el nu va spune nimănui și de obicei el dă încrederea celor din jur că el are planuri, ne-a spus, vroia să plece în Italia, vroia are planuri. Până aici, cumva ar putea fi. Dar în moment ce persoana decide să facă suicid, el nu se sinucide la etajul 2. Care este etajul 2, da? Da, da. Și mai ales trebuie să facem aici, să deschidem o paranteză. Modul în care funcționează psihicul uman, mai ales psihicul masculin, pentru că este un pic mai pragmatic, așa și mai calculat, și vedeți că domnii vin cu mai multe argumente, cu mai multe analize, cu siguranță el și-ar, dacă ar fi dorit
să săvârșească un act de suicid, cu siguranță s-ar fi dus pe o clădire mai înaltă, la un etaj mai înalt și ar fi făcut lucrul ăsta 100%. Este o joacă din neînțeles. Referitor la pastile, foarte interesant este chestia că dumneavoastră nu le știți care sunt ele sau nu știți care sunt substanțele, pentru că ar putea fi. În momentul în care ei se distrau acolo, dar fără să vă supărați, este o presupoziție, da? Sunt diferite pastile pe care oamenii le mai iau ca să se simtă mai bine, da? Cum ar fi niște substanțe care dau senzații de euforie, dau senzații de adrenalină, dau senzații de nu știu ce. Și tinerii, bine, poate nu în fiecare zi, eu presupun că fiul dumneavoastră nu era o persoană care practica lucrul ăsta, dar la o sărbătoare, la o saună, da, cu alți prieteni, poate cineva a adus, hai să încercăm, uite că sunt niște pastiluțe vesele care o să ne fie vesel, și putea fi faptul că a luat aceste pastile. Din acest motiv este important să știți care sunt aceste substanțe sau care sunt aceste pastile. Ele tot la fel pot să influențeze, să dea stări schimbate de conștiință, să dea psihoze, să dea halucinații. Înțelegeți? E important să știți ce pastile sunt astea, să întrebați medicii. Eu nu prea am înțeles careva momente aici. Dumnealui ați spus că era la saună cu prietenii și a plecat la hotel? Trebuia... Hotel la saună acolo este. Așa, pentru că dumnealui vindea apartamentul. Da. Așa. Sunt momente și a primit un mesaj ceva și a hotărât în seara aia să întoarcă la apartament. Eu nu știu, sus... Ceva, cu toate că el trebuia să rămâne să doarmă acolo în interiorul hotelului unde era sauna, unde era petrecerea. De atunci sunt momente care... Eu nu știu, sunat sau și sus. De ce a revenit acasă când trebuia să rămână acolo? După o petrecere, mai ți-ai petrecut cu băieții, ai servit, ai făcut... te-ai culcat, adică nu mai îmbri pe drumul riscând, dacă chiar și dumneavoastră a fost să careva pastire, adică turiști oricum, să fie oprit de agență de poliție, să ți se constateze faptul că ești sub ori alcool, ori drogă, adică este un pericol oarecare. În momentul de ce a plecat el de la hotel spre apartament, cel puțin pentru mine trezește careva întrebări. Vă reamintesc, astăzi discutăm despre Mihail Grecu din Abaclia. În această toamnă el și-a pierdut fiul de 33 de ani. Tânărul s-a stins la spital după ce a căzut de la etajul 2 al unui bloc de locuit din sectorul telecentru al capitalei. Mihail povestește că în seara tragediei feciorul său a chefuit la o saună, iar apoi a revenit acasă. După miezul nopții, Victor Grecu s-ar fi dus la o vecină, anume de la balconul ei bărbatul și a căzut în gol. Asta este tot ce știe Mihail Grecu despre moartea băiatului său. Tatăl îndurerat însă nu crede că moartea fiului său a fost întâmplătoare. Mai mult, el este convins că proprietara apartamentului, care este fiica unei judecătoare, ar ascunde ceva. În această seară vom vedea o înregistrare video de pe o cameră de supraveghere care a surprins momentul nenorocirii. Iar acum îl invit în platou pe fratele bărbatului decedat. Sergiu Grecu spune că polițiștii nu vor să investigheze cazul și nici nu acceptă versiunea unui posibil omor. Asta chiar dacă ar fi probe suficiente, crede el. Haideți să-l ascultăm. Sergiu, te așteptăm în platou. Bună seara! Sergiu, bună seara! Bine ai venit la noi! Condoleanțe! Sergiu, zi-mi, te rog, de ce tu crezi că polițiștii nu investighează cazul morții fratelui tău? Poate au făcut tot ce a trebuit. Chiar atunci, pe vineri, pe data de 22, când el a căzut, după ce am fost la spital de urgență, am discutat cu medicii și mi-au spus că starea e foarte gravă, am plecat la fața locului unde s-a întâmplat. Și pe clădirea adiacent am văzut că este videocameră. Cu tata am plecat spre sectorul poliției centru să-i anunțăm că este videocameră sus, adică poate de luat înregistrările video și poate ceva să clarifice situația. La care polițiștii de la turnichet mi-au spus că nu e repartizat cazul, adică nu poate să-mi dă niciun răspuns. Tu crezi că acest caz se mușamalizează? Păi, am depus plângere de deschidere urmăririi penale și la care ofițerul de urmărire penală mi-a spus că trebuie să vină rezultatul expertizii medico-legal. După care este rezultatul expertizei, oricum nu au dovezi, nu au probe, că
să deschidă urmărirea penală. Așa vi s-a spus, nu au suficiente probe. Da. Probe. Dar din câte știm, voi credeți că vecina fratelui, Cătălina, Cătălina o cheamă, Cătălina, de pe balconul căreia el a căzut, ar ascunde ceva? Mai devreme a zis și tăticul tău. Zi-mi, te rog, tu, de ce crezi că ea ar ascunde anume ceva? Nu știm ce s-a întâmplat acolo. În orice caz, e cunoaște tot ce s-a trecut. Doamna Natalia. Da. De ce pedelați, domnule Mihail, pe faptul că ea este fiica unei judecătoare? Asta vă face să credeți? Funcția mamei sale vă face mama să credeți ei, că... Înainte, până a venit poliția, au fost acolo. A fost acolo. A fost acolo. Este... Registrare. Da, noi video. Avem aceste înregistrări. Cum a stat de vorba afară, a intrat în scară. Haideți să le vedem și noi acum și dumneavoastră o să le comentați. Atenție aici, pe monitor. Asta e vecina Cătălina, Cătălina și cu mama ei. Așa, voi o mama cunoașteți? Da. Da. Așa. Și ce fac ele aici? Stau de vorbă ca să uită. Discută. Asta este curtea în care s-a întâmplat totul? Da, scara. Da. Scara, unii locuiau. Așa, dar la câta zi de la tragedie s-a... Atunci, câteva ore. Câteva ore. Până a venit poliția. Asta e dimineață, până poliția a venit. Eu am venit, eu dat indica, eu spus și să fac și cum... Eu o știut tot, Cătălina o știut și acolo. Eu o sunat-o pe mama și a venit mamsa acolo. Și aia asta, dacă ei nu sunt vinoveți. Noi am șerut de la salonul de frumuseți camera video, înregistrarea video să ne-o dăie. Când ne-am dus să luăm înregistrarea video, fratele Cătălina era să iei înregistrarea el. Pentru și trebuie și lui înregistrarea video, dacă el n-au nic cu asta. Hai că noi suntem cu durerea și cu asta. Nu îmi trebuiește asta. Lui pentru și lor, pentru și le trebuiește înregistrarea asta video. Dar ați aflat ce au zis? Ați vorbit cu el? L-ați el că-i trebuie lui. Dar nu a explicat de ce. Nu a explicat nimic și el încă e așa cu... aer încă, dar și că el s-o iei, că lui trebuie. Era el într-o relație mai specială cu Cătălina? Bărbatul nu era acasă. Stimate domn, nu așa. Care treabă, care sens? Adică sunt foarte multe lucruri care nu se leagă aici. Aveți așa înregistrări? El mă întreabă pe mine. Chiar așa aveți înregistrări? Așa... Dar poate știți cine l-a aruncat de acolo? Această fată știe ceva și ascunde. Știe numai decât... Acum câteva luni, în familia lui Mihail Grecu, din Abaclia, s-a întâmplat o mare nenorocire. Feciorul său, de 33 de ani, a murit după ce a căzut de la balconul vecinei sale. Capul era lovit la cap tare și avea rupturi coastele din partea stângă. Eu înțeles că despre nenorocire v-a anunțat nora dumneavoastră. Da. Dar pe ea cine a anunțat-o? Cătălina. Să ne spuneți cine. Vecina lor. De unde a căzut el. Dar de unde a căzut Nora, el? Nora ne-a spus că el s-a dus la vecină să ceară o pastilă că îl dure cap. Și vecina spune că ei fășie cafea și el fuma la balcon. Și a căzut jos. Ar cunoaște ceva sau chiar ar fi cunoaște vinovată? Tot. Asta e numai decât cunoaște. Ori a fost lovit în cap, întâi și pe urmă. În orice caz e cunoaște tot ce s-a trecut. Când ne-am dus să luăm înregistrarea video, fratele Cătălina era să iei înregistrarea el. Pentru și trebuie și lui înregistrarea video, dacă el n-au nic cu asta. El s-a dus la ora 4 de noapte în ospeție, cumva se primește, da? Da. Era da. El într-o relație mai specială cu Cătălina? Nu știu, mă, și erau prieteni de familie. Ei au fost prieteni de familie. Ea este căsătorită? Are soț? Era un proces de divorț. Ei au fost în ianuarie în Egipt și s-au odihnit amândouă familii. Uh-huh. Și după aceea, vara, e nu și în proces divorț, nu și nu locuia. Bărbatul nu era acasă. O să era cu copilul lor în altă nu locuiau împreună. La... Și bănuiesc că Victor știa despre asta, că ea este singură acasă. Adică erau prieteni că el suna în seara, noaptea aceea, el suna și pe Cornel, că chema la... Că el a făcut ca o seară de petreșere cu prietenii, cu mătrii, s-a adunat cu toții.
El... Ce să caute? Haideți să fim sinceri, așa cum a apelat și Daniela. Femeia este divorțată, bărbatul nu este acasă, Sergio, Victor vine la ea la ora 3 să-i ceară o pastilă și fumează o țigară la balconul femeii și face cafea. Voi nu credeți că era mai mult decât o relație de vecini? Poate și așa, asta eu nu pot să vă spun, eu nu... Și nu credeți că putea să fie cineva și în timpul ăsta, acolo, pot să mă gândesc, un triunghi al iubirii, să și revină soțul gelos, sau nu știu ce. Și a venit asta poate și... Ea știa că el a căzut. La ce oră s-a întâmplat însăși faptul că el a căzut? La orele 5. Poliția când a venit? La orele 5 dimineața el ar fi căzut. Da. Iar camera de înregistrare arată ora exactă acolo unde a urcat el scările, pentru că era ora 3 de noapte. Deci erau două ore diferență. O oră 17 minute, noi când ne-am uitat așa după camera. O oră și 17 minute nu te duci să ceri o pastilă, să obiei să te culci la ora asta. El a intrat în apartament. El la deci la... el a zăbovit mai mult timp la această vecină. Credem așa, dar dar spuneți-mi, vă rog, ca să înțeleg... Voi ați discutat cu această fată? Nu. Deci mi-ați arătat-o cu mama ei, cu poliția. Nu pot eu să trașe caz, mă scuzați, nu pot. Ce spune ea? Dar măcar ce spune la poliție, știți? Nu cunoaște. Da, soția fiului dumneavoastră, pentru dumneavoastră a spus că ei au fost prieteni, au fost în Egipt de curând și s-au odihnit ca familie. Soțul meu a murit la tine acasă, că ești prietena mea. Eu te sun și te întreb, ce ați pățit? Ce s-a întâmplat? Spune... Nora dumneavoastră vă povestește, a vorbit cu ea. Nora a spus că ei au spus că eu fost singură, nu era nimeni, nu văzut nimic și nu știe nimic. Eu revin la întrebarea mea, de ce totuși sunteți atât de convinși că cineva ar încerca sau să mușamalizeze cazul sau chiar să-l influențeze? Înregistrarea video când am cerut-o la orașul meu protejat, sâmbătă le-o dat pe toate din toate camerele din prejurul blocului, dar din scara care o intre... Scara 2, unii locuie. Scara 2, unii locuie, unii intre. Și unii au căzut, nu le-au dat. Le-au dat cum aluni. Și înregistrarea video nu coincide cu ora. După care ne-au dat-o, nu coincide cu ora, e cu jumătate de oră, ori mai devreme, ori mai târziu. N-arată ora cei care... care... Și ce bănuiți dumneavoastră, că am umblat cineva acolo? Bănuiesc ceva acolo e... Am umblat cineva la imagine? Da, ceva e... Credem că cineva o șters acolo, o schimbat, o făcut... Are dreptul la existență ideea dumnealui și anume eu vă explic de ce. Deci uitați, așa cum am văzut noi pe feciorul dumneavoastră care a decedat, cum urca scările, așa putea fi verificat, iată, pe parcursul ultimele 24 de ori, 48 de ori, cine mai a intrat în blocul cealaltă, să fie identificat și stabilit. Și dacă dumneavoastră, într-adevăr, și versiunea asta, dacă se adeverește a fi una reală, și în apartamentul acela mai era cineva sau, după ce a intrat feciorul, o mai a intrat și altcineva, să putea de identificat, de stabilit la ce oră, de, chiar și denunțat în căutare în baza înregistrării fața pe toate posturile TV, adică dacă, într-adevăr, sunt temeiul și motive reale de a ascunde pe cineva, versia dumneavoastră este una foarte reală. Doi, cu criminaliștii din cadrul MAI dispun de suficiente softuri care permit deblocarea telefoanelor și efectuarea expertizelor pentru a extrage informația, conținutul de pe aplicațiile Viber, WhatsApp, Telegram, deci tot prin ce se comunică la ziua de astăzi, da? Și pentru a fi analizate. Deci dacă exista o legătură între aceste două persoane, el la fel putea fi extrasă și... Dar ne dăm cu toții seama că nu tot timpul se dorește. La noi, organul de urmărire penală era așa un drept discrețional de a respinge cererile, de a respinge solicitările. Nu știu ce le-a dat atâtea împuternicire la organul de urmărire penală, că se încalcă, în cadrul urmăririi penale, efectiv, se încalcă orice egalitate a părților în proces și în cadrul urmăririi penale. Și a putea afla adevărul pe un caz, când e vorba de viața unui om, este un proces complex. Trebuie să știi de unde să o iei și unde să mergi și cum să o faci așa ca să afli adevărul. Dar dacă mai este și un interes și plus profesionalismul unora, credeți-mă că nu e suficient doar ceea ce vă duceți să întrebați. Trebuie de recurs la alte acțiuni. Anchetatorii spunem că
Dacă noi avem înregistrarea video cu mamsa, cu astea, dacă așa, așa, așa... Aveți așa înregistrări? El mă întreabă pe mine. Chiar așa aveți înregistrări? Așa... Dar poate știți cine l-a aruncat de acolo? Sau... Adică vă iau un bagiocor? Anchetatorul, așa nu știu. Poate știți cine... Știți, eu am să intervin aici și când povestează dumneavoastră despre camera video și întrările în scară, numai la asta mă gândeam să nu fie cumva ștersă imagine ulterioare. Și de fapt, mă rog, presimțirea mea aia urâtă s-a adeverit. Eu așa cred, mai am simțit-o că așa o să fie. Stimate domn, nu așa. Plângeri, Procuratură Generală, președinții, unii vreți, Parlament, plângeri, vă duceți și bateți la ușă și cereți dreptate. Cereți ca să se facă lucru, să-și îndeplinească obligațiile. Și atât. Și lăsați, aștept ce o să-mi zică anchetatorul. Nu. Acum câteva luni, Victor Grecu, de 33 de ani, a murit după ce a căzut de la balconul unui bloc de locuit din sectorul Telecentru al Capitalei. La miezul nopții, bărbatul se afla în vizită la vecina sa, care este fiica unei judecătoare. Tatăl și fratele lui Victor nu cred că moartea lui a fost întâmplătoare. Ei bănuiesc o crimă și sunt convinși că vecina ar ascunde adevărul. Mai mult, ei spun că poliția nu face nimic pentru a investiga cazul și asta pentru că judecătoarea i-ar influența. În câteva clipe vom auzi ce spune tânăra de pe balconul căreia a căzut Victor. Iar acum a venit momentul să vedem imaginele video de pe o cameră de supraveghere care a surprins momentul căderii bărbatului. Atenție la ecran! Dumneavoastră ați văzut două umbre acum. Se văd două umbre acum. Anchetatorul ne spune că el nu vede nimic, absolut nimic nu vede acolo. Deci nimic? Nimic el nu vede. Se vede clar că e un obiect care seamănă cu un om care cade. Da. Eu văd o umbră, dar eu nu înțeleg dacă poate nu este umbra chiar a fiului dumneavoastră în cădere. Păi acolo nu se vede, nu poate fi umbra lui, că nu-i lumină din nici într-o parte. E întuneric, când bate lumina într-o parte, pe acoperiș acolo nu-i lumină. Acolo sunt două umbre. Dar uitați-vă, el nu cade în cădere liberă, da. El parcă sprinde. Da. El se lovește de, am înțeles că de bordura acestui acoperiș al magazinului. Și din ce unghi filmează camera asta, că nu prea e clar. E instalat de la 5-lea etaj, la un salon de frumuseț. Sus. De sus? Da. Deci ca să înțelegeți, vedeți această scară și scara e cumva... în exterior, adică nu mai este niciun perete care să... Doamna Natalia, după ce s-a întâmplat asta, s-a furat locul care se tastează din scara 2, unde acolo. S-a furat de la videocamerele, este tot blocul, videoregistrator, cum spune lui. S-a furat. Chiar a doua zi sau? Nu știu, câteva zile s-a furat din scara 2 și 3. Până atunci nu s-a furat niciodată, dar amu cum a căzut, s-a furat este că nu și urmi deloc. Dar noi am dovedit și luasem de-a mai astea. Înregistrările. Dar după asta, deși s-a furat, dacă nu s-a ascunde nimic. Deci vă dă asta de bănuit. Dar cum? Eu văd personal, nu văd nicio cădere liberă. Eu văd o aruncare a cuiva care se stărui și măcar ca un picior să ții de ceva. Și așa vedeți? Eu așa o văd. Eu, omul ăsta nu cade... Noi presupunem, eu cred că domnii, poate specialiștii în domeniul care sunt în domeniul celor care se sinucid, cred că trebuie să ieși undeva să sai, nu? Scaz. Domnul, sai în picioare, da, trupe în picioare, trupe în mână. Sai de la 16-lea etaj. Da. Da. Nu văd în genere nimic aici. Dar nu
caz, uitați-vă, el aici, corpul omului, da, se învârte ca un acrobat, el se învârte așa, ea nu. Dacă caz, la caz. Ce spunem, pac. Dar dumneavoastră spuneți că ați dus aceste imagini la poliție. Da, am dat fleșca la poliție și anchetatorul și-a fost și fișorul și un prieten și am întrebat, tu nu vezi, nu văd nici aici, eu zic. Nimic? Da, o zic, da, ca om măcar, hai, nu ca anchetator, ca om, tu vezi ceva, nu văd nici, el nu vede nimic acolo. Suferă de miopie și trebuie să schimbați anchetatorul, că aici are probleme cu vederea grave. Dacă noi aici, care prima dată le vedem și noi vedem o siluetă de om care oarecum, nu, chiar nu-i cădere liberă, pentru că căderea liberă e nu deviază, omul nu umblă, nu e o frunză să-l poarte vântul, el cade drept, traiectoria e fixă de cădere. Că ori e dreaptă, ori e sub bânc, dar ea e fixă. Da, e dar stați puțin, domnule Mihail, dumneavoastră a zis că el în cădere s-a lovit de parapetul cel al acoperișului magazinului și apoi a căzut mobil, jos. Așa când se arată la mobil, se vede că el a căzut acolo la marginea peretelui, așa e un părețel. E căzut pe dâns, el se ridică. Marginea acoperișului. Marginea acoperișului. Deci el nu se ridică, dar parcă sare în aer, nu? Vin două umbre înspre marginea acoperișului. O umbră îl lovește, ori îl îmbrâncește. El cade pe margină, se ridică spre, se duce spre umbră. Umbra iarăși îl împinge și el cade. Împălești și el cade. Și un ciorap era, că hainele care erau în ambulanță, când l-au luat de la fața locului de unde a căzut, un ciorap era rupt. Dar un ciorap... Dar era rupt aici în... El a fost trăit așa. Dar un ciorap era la 3 sau 2 metri de acolo este de unde video el căzut. Asta este dovada, când el Sărmanuș cu... Da, eu presupun, da. Și cu piciorul vroia să țină, să nu cadă. Da, asta este dovada ciorapului ăsta. Da, el cade și un ciorap cade din urmă. Și sute mii, de ce s-au furat dispozitivele de stocare? Ca să nu putem să confirmăm originea acestor imagini. Că nu avem purtătorul de informație care a stocat informația dată. Sursa respectivă. Deci este foarte greu ca imaginile date să poată fi utilizate ca probă și imaginele date ca să poată fi prelucrate ca ceva, careva expert să se expună asupra lor. Cu părere de rău, dar așa e. Ok, dar sunt foarte multe semne de întrebare. Telefonul care putea fi luat la dumneavoastră pentru a analiza de ce el a plecat din punctul A în punctul B. Nu știu, ați spus camerele de luat vedere. Trebuie să pleci dumnealor să le demonstrezi, dă-i mură în gură la ofițerii de investigare, spui, băi, uite, noi v-am adus. Care treabă, care sens? Adică sunt foarte multe lucruri care nu se leagă aici. Adică și voi credeți că această fată știe ceva și ascunde? Știe numai decât cum asta? Eu vă spun drept, dumneavoastră alerg pe fișorul meu, s-a fost la dâns în apartament un caz de ista, era și de mult arestat și el și soții și tăți era și arestat. Sunt probe, camere, video, telefon, echipa chestii. Noastră a mers la apartamentul de la balconul căruia a căzut Victor Grecu. Am încercat să discutăm cu tânăra care locuiește acolo. Iată cum a decurs discuția noastră. M-a scuzat, nu pot să... Nu am să vă dau o singură întrebare. Nu știți... am să vă dau... Doamnă, știți că familia lui va acuza? Doamnă, nu vă supărați. De ce? La mușul apartamentul meu. Eu vreau frumos să părăsiți în primul rând. Într-o doilea rând, pentru asta este poliție și poftim interesați. Păi, pe dumneavoastră, vrem să... Vreau frumos, nu mă deranjați. De ce nu doriți să discutați cu noi? Doamne, dumneavoastră, ceva nu vei care, vă spun, fac chemare la poliție. Dumneavoastră, înțelegeți, eu sunt copii în casă. Ce informații și ce doriți de la mine? Ce s-a întâmplat în seara când... Eu vă spun, dumneavoastră, ceva nu înțelegeți. Ce s-a întâmplat în seara când domnul Victor a decedat? Comentați cumva. Doamne, nu înțelegeți, eu n-am nici o vină. Doamne, eu vă acuză că ați ascunde adevărul despre moartea dumnealui. Care poate să vă dea detalii. Dumneavoastră, comentați cumva această versiune. Spuneți că nu ați nicio vină? Dacă vedeți cum să... Este aici, se ascunde și foarte mult se ascunde. Poliția deloc nu lucrează, Ori o dat la anchetator și al tânăr și comisarul sau cine dă indicații, el șede să uite cu legea, după legea nu poate să lucreze, că de sus îl presează. Domnule Mihail, Sergiu, eu vreau să vă întreb, voi în continuare o să insistați asupra unei versiuni de omor?
Voi asta... Noi nu lăsăm așa, păi noi... Asta i-am spus și la închetator. Noi aducem și alt expert. Noi vrem să cunoaștem adevărul, adevărul. Și-a fost, nu știu. Adevărul. Ce vă recomandă avocatul? Că ziceți că ați angajat până la urmă avocat. Da. Ce vă recomandă el? Ce... Să rog locuitorii din la Docuceaiva 6, care locuiesc cu balcoane spre magazinul coperișul la magazin. Poate cineva a văzut în dimineața și e ceva. O auzit. Poate o auzit, o văzut, o cunoscut ceva. Poate să adresez, eu să lăs telefonul meu la regie, la dumneavoastră. Pot oricând contacta redacția noastră și noi să dacă ceva, măcar cât de puțin să ne dăi, să ne ajuți, să ne... Noi, eu mulțumim. După mine, personal, vă zic acum așa, mi-a venit o idee din asta în cap, că n-au să fac domnii polițiști nimic pentru dumneavoastră. Trebuie de adresat la ceva specialiști. De făcut un manichen asemănător a fiului dumneavoastră. Un experiment? Și să-l aruncăm de 50 de ori, să încercăm să-l aruncăm așa cum arată pe imagine. Să vedem, a să primească sau n-a să primească. Ca să le pornim, o lecuțică, mai zicem, simțul profesionalismului în capurile lor. Eu așa aș vedea. Aș face, m-aș cheltui, m-aș face un manichen de genul ăsta și m-aș duce și l-aș arunca la de 34.000 de ori de pe, așa zis, balconul și ala. Prima dată îl arunc la balcon, mă arunc invers, ca anume să ajungă în poziția care a fost găsit de către medici și cei care au venit la fața locului. Să vedem, este posibil sau nu este posibil. Și uitați, în felul ăsta, dumneavoastră, 100.000 o să dovediți că nu a căzut de bună voie. Din punct de vedere psihologic, nu există cuvinte care să vă calmeze. Situația în care sunteți dumneavoastră se consideră situația nefirească vieții, da? Când un părinte își vede copilul în scriu, este o situație nefirească. Creierul nostru pur și simplu nu o poate accepta, nu o poate înțelege. Unica ce vă rămâne este să vă bucurați de nepoți și de copilul care v-a rămas în viață. Din punct de vedere omenesc, vreau să spun și chiar vreau să spun, cei care sunt responsabili de a aduce lumină în cazul dumneavoastră, tare mi-aș dori să se pună în locul unui părinte care trăiește așa o tragedie și nu cunoaște adevărul și să știe că viața este viață și tot ce fac ei de fapt este pentru ei și se întoarce neapărat. Așa că să fie deputați, să fie procurori, să fie judecători, nu știu cine, dar oamenii care sunt simpli, care sunt responsabili și ar trebui să facă treaba, să-și pună întrebarea. De ce fac lucrul ăsta și care e prețul care urmează să-l plătească? Să nu vă opriți, să mergeți până la capăt, bunoară, cum a spus, sau m-au menționat, CNA, chiar să fie parlament, guvern, președinție, undeva trebuie să fiți auziți. În chestia asta nu se lasă așa. Adică trebuie cum să mergeți până la capăt, pană de prapală, altă treabă nu este aici. Pentru că multe întrebări apar la dumneavoastră și aveți dreptate. Cum am menționat, bunoare, telefon, camere la vedere, adică dumneavoastră, faceți lucru celor care sunt achitați de către cetățeni. Și asta nu e normal să fie așa. Rezultatul și concluzia emisiunii de astăzi este că la cineva nu a rămas nimic sfânt. Absolut. Acest om, nefiind anchetator, inspector, ofițer de investigații, au acumulat mult mai multe informații decât un întreg inspectorat care trebuie imediat, în acea zi, pentru a elimina orice dubiu. Că uitați-vă, nu excludem nicio variantă. Poate e sinucidere. Adică, e ideea până la urmă, vreau să vă zic. Dacă e sinucidere, apoi se confirme prin probe, așa probe directe, să nu apară la nimeni întrebări că e sinucidere. Dar dacă nu-i sinucidere, apoi să fie tras la răspundere cel care a făcut-o. Și atunci când am văzut trei polițiști, unul diplomat cel de criminalist, alții doi, și cred că mai fost și pe civil, în loc să ridice din prima zi toate înregistrările video și să le anexeze, iată, după cum a dispărut purtătorul de informații, deja e o problemă, da? Să fac toate acțiunile la fața locului, rapid,
și să elimini orice dubiu, vă zic că a fost sinucidere sau că se identifice persoana vinovată. Este evident faptul. Eu nu spun. Poate această Cătălina, da, vecina ficior decedat, poate nu are nicio vină, dar poate cineva din anturajul ei, pentru că nu degeaba se recurg la modalitățile astea, să sustrage purtătorul de informații, ofițerul nu dorește să facă investigații, nu vă primiți informații, tot vă se refuză. Deci este evident, cineva încearcă să ascundă ceva. Cine e acel cineva? Nu e neapărat Cătălina, dar, dar noi ne dăm seama că acel cineva poate influența organele fașelor interne, da, și manipulează așa ca ei să nu facă până la urmă ceea ce trebuie să facă. Înseamnă că prea mare e interesul și prea mare e dezinteresul ca să afle adevărul. Îți străduiți bățân așa, încearcă să profite, că ia durerea lor și poate ori uita, că nu știu ce. Dar cum a spus colegul Vladislav, nu lăsați așa. Trebuie să mergeți, cum am spus, în forță. În forță. De la toate structurile, de la toate structurile, dar nu inspectorat, sector, că așa e habar nou. Nu interesează problema dumneavoastră, credeți-mi. Și că dacă cineva de sus le-a arătat colții, apoi ei nici un direct în general nu ridică și ei numai să poartă pe drumuri. Așa că cel mai bine să apelați acolo, unde încă n-ați fost, dar unde sunt șanse reale, cum ar fi Procuratura Generală, chiar și Serviciul de Informații și Securitate, dacă se implicați funcționari publici, funcționari de rang înalt sau persoane cu funcții de răspundere și Serviciul de Informații și Securitate poate să ocupe de dânșii și CNA inclusiv. Deci ar fi bine acum, poate că suntem și noi poate undeva pe o cale, încercăm să facem niște reforme, da? Poate cineva o să audă și ca părinte care are un copil și să gândească, băi, dar cum sunt părintele cealaltă, cum aș simți eu dacă l-aș pierde copilul meu? Poate cineva a dat dovadă de un bun simț și s-a implicat și a spune, băi, băi, apucați-vă de treabă, faceți lucru, dar obiectiv, nu trebuie să acoperiți pe X, pe Y sau pe Z. Noi vom urmări evoluția acestui caz și tare sperăm că adevărul va ieși la iveală. Aici, încheiem. Nu știu ce faci să vă doresc, trebuie să ceilalți în doar.